Comitetul executiv al PSD a decis astăzi excluderea din partida vicepreședintelui PSD, Adrian Țuțuianu, dar și a secretarului general Marian Neacșu. Votul în Comitetul executiv a fost unul covârșitor pentru excluderea celor doi, 53 pentru, 9 împotriva. Cei doi au anunțat că ar putea ataca decizia în forurile statutare ale PSD, dar și în justiție. Adrian Tuțuianu și Marian Neacșu au fost doi dintre contestatarii liderului PSD, Liviu Dragnea. Cei doi excluși au afirmat că acuzațiile care le-au fost aduse în ședința conducerii executive a partidului sunt simple elucubrații. Interesant este faptul că alți doi lideri ai PSD care au cerut demisia lui Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării Paul Stenescu și primarul general al capitalei Gabriela Firea au scăpat deocamdată de excluderi. Paul Stenescu a declarat că este alături de cei doi excluși și că partidul a făcut o mare greșeală azi, poate cea mai mare greșeală făcută de conducerea PSD. Luna trecută în spațiul public au apărut mai multe înregistrări ale unor declarații făcute de vicepreședintele PSD Adrian Tuțuianu la o întâlnire cu primarii din Dâmbovița, în care PSD a fost catalogat ca un partid de maimuțe pentru că a acceptat nominalizarea lui Sevil Șaideh pentru postul de prim-ministru. Tot atunci, Tuțuianu a spus că un sondaj de opinie pentru prezidențialele de anul viitor arată că Liviu Dragnea are 4% și că Iohannis îl bate de îl zvântură.